se sting eroii noștri, trec în neființă tăcuți și singuri. Pleacă spre o lume mai bună, alăturându-se camarazilor alături de care și-au vărsat sângele pentru România mare. Nu ne critică, nu zic nimic, se sting cu conștiința că ei și-au făcut datoria, deși urmașii i-au uitat. I-au uitat în viforul manelizării și prostirii generațiilor tinere și veteranii au înțeles că nu mai au ce face aici, pe lumea asta. Veteranii aliaților veneau acasă, își continuau viața lăsată la plecarea de pe front, se întâlneau și depănau amintiri. Dar veteranii noștri, mai ales cei de pe frontul de est, acasă îi așteptau închisorile comuniste, o viață de mizerie la ieșirea din temnițe, lipsa oricărei posibilități de afirmare, fiind nevoiți să ascundă participarea lor la războiul din est pentru a avea parte de o pâine neagră, lăsată cu mărinimie de noua conducere. Unii au intrat în rezistența anticomunistă din munți și au plătit cu viața, lupta și speranța într-o Românie mai bună. Iar la finalul vieții lor trudite și plină de sacrificii, în cel mai bun caz, îi răsplătim cu indiferență. Trec în neființă tăcuți, modești și triști, lăsându-ne nouă povara viitorului. Iar viitorul ne va lovi cumplit, așa cum suntem acum, lipsiți de direcție și repere, duși de nas la infinit de politrucea vis și aliații lor televizați, deghizați în vedete analfabete, servite ca și modele de urmat. Dar nu uitați, istoria se răzbună, din păcate. Acești minunați luptători sunt cei pe care ar trebui să-i venerăm cu adevărat, înlocuind vedetele de genul fotbaliști, politicieni sau dive siliconate, serviți de televiziunile care parcă concurează la îndobitocirea poporului român. Fiindcă am avut eroi adevărați, luptători pentru neam și țară, până la ultima lor suflare, ce mureau cu numele României pe buze, iar noi omorâm a doua oară prin nepăsare și uitare. Povestea de astăzi este despre divizia a doua Munte Română, cunoscută și sub denumirea de Divizia de Cremene. Este de notorietate că vânătorii de munte au reprezentat pe toată durata campaniei de est singurele trupe de elită ale infanteriei române, în jargonul de astăzi un fel de berete verzi. Cea mai cunoscută dintre acestea a fost Divizia a doua Munte. Curajul luptătorilor de sub comanda generalului Ion Dumitrache a făcut ca divizia a doua munte să-și dobândească pe front un bine meritat renume pe măsura hotărârii militarilor acestei mari unități, divizia de Cremene. Cunoscutul istoric Alexandru Duțu nota într-unul din volumele sale că generalul Dumitrache a condus mari unități ale armatei române care au atins cel mai estic punct al celui de-al doilea război mondial. Postașii români de sub comanda sa au luptat în munții Caucaz, divizia a doua munte română, ajungând aproape de Grozny, capitala Ceceniei. Din ziua de 20 iunie 1941, corpul de munte, comandat de către generalul de divizie Gheorghe Avramescu, a trecut din punct de vedere operativ în subordinea armatei a 11-a germană. Brigăzile de vânători de munte au intrat în război în ziua de 2 iulie 1941, atacând pe direcția principală Rădăuți-Cernăuți-Hotin. Cernăuți a fost eliberat în ziua de 4 iulie. În cadrul acestor operațiuni, brigada a doua mixtă munte, comandată de generalul Dumitrache, a fost vârful de lance. Împreună cu divizia 8 cavalerie, ea a forțat Prutul și a eliberat ținutul Herței. Până la 9 iulie 1941, toată partea de nord a Bucovinei a fost eliberată. Ajungând la Nistru, armata 11-a germană a fost subordonată grupului de armate sud, cu misiunea de a înainta spre Bug. Cu mari pierderi, Bugul a fost depășit la 21 august. După lupte grele, vânătorii de munte au trecut Niprul la 16 septembrie. Brigăzile 2 și 4 mixte munte au fost dispuse pe litoralul Mării de Azov, iar brigada 1 mixtă munte a fost trimisă în Crimea. Prin decretul regal din 19 octombrie, Ion Dumitrache a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa a 3-a. Pierderile umane suferite au făcut ca brigăzile a 2-a și a 4-a mixte munte să fie trimise în țară, pe 8 noiembrie 1941, pentru completarea efectivelor. Brigăzile s-au transformat în divizii la 15 martie 1942. Divizia a doua munte a plecat spre front la 6 iulie 1942, iar la 31 iulie se afla în dispozitiv de luptă în zona Rostov. Începând cu 6 august, divizia a fost subordonată permanent comandamentelor militare germane care acționau în Caucaz.
În luptele din centrul Caucazului a fost angajată și divizia a doua munte, care a declanșat în seara zilei de 22 august acțiunea de forțare a râului Baksan, fără pregătire de artilerie. Surprinderea nu a reușit, deoarece la ajungerea pe malul râului, unitățile au fost primite de un foc năpraznic de toate categoriile, care a provocat trupelor române mari pierderi umane. A doua zi, atacul diviziei a doua munte s-a dezlănțuit pe tot frontul. Grupul 4 vânători de munte a ocupat cu batalioanele 7 și 15 satele Malca și Kizburun, însă inamicul a rezistat, favorizat și de configurația terenului. În noaptea de 23 spre 24 august, batalionul 7 a reușit printr-o manevră abilă să ajungă pe malul de sud al râului, constituind un cap de pod pe care l-a păstrat cu toate contraatacurile executate de inamic, în special după 27 august. Între 28 și 31 august, luptele au devenit dramatice, mai ales în zona înălțimii cu cota 910, care domina întreaga zonă și prin care trecea șoseaua ce străbătea Caucazul de la nord la sud, și care a trecut de mai multe ori dintr-o mână în alta. Eroismul vânătorilor români s-a dovedit și la asaltul cotei 910, cotă despre care sergentul Rusu spunea uitându-se peste umăr când o părăsea. Cota 910, sece-o Dumnezeu s-o sece. Erau acei care au supraviețuit, care și-au cules pe foi de cort camarazii făcuți bucăți de artileria sovietică. I-au încărcat în camioane, apoi au plecat mai departe spre o nouă luptă pe viață și pe moarte. La asaltul cotei 910 a căzut și comandantul companiei 1, capitanul Tiberiu Coloiu, cu piciorul retezat de la genunchi de o schijă. Luați comanda și nu vă lăsați, a spus înainte de a fi evacuat la spitalul din Piatigorsk, unde a decedat. Pe 16 octombrie, aviația germană îl informează pe capitanul Florea Dumitrescu, cel care va conduce detașamentul către asaltul decisiv, despre mișcări de trupe în sector. Inițial s-a crezut că era vorba de pregătirea unui atac rusesc, care ar fi putut periclita flancul și spatele diviziei, dar după capturarea a doi prizonieri s-a aflat că este vorba doar de schimbarea trupelor sovietice din sector. O ocazie pe care capitanul Florea Dumitrescu nu avea cum să o scape. Era momentul în care noi veniții încă nu erau familiarizați cu frontul, iar asta nu putea fi decât în dezavantajul inamicului. Detașamentul va trece la acțiune, dar folosind la maxim surprinderea și infiltrarea. Altfel, cucerirea poziției sovietice, caracterizate ca fiind imposibil de cucerit, s-ar fi putut face doar cu multe jertfe. Trebuie subliniat faptul că în tot cursul lunii septembrie, prin lupte grele, germanii au încercat să curețe capul de pod sovietic, dar fără rezultate, poziția fiind considerată de necucerit. Toate atacurile au fost respinse. Până la urmă, aceasta era și una din cauzele deciziei de a retrage capul de pod românesc realizat la sud de Baksan prin cucerirea cotei 910 în luna august. Treptat, din a doua jumătate a lui septembrie, a început înlocuirea germanilor cu români în vederea asaltului decisiv. Într-adevăr, poziția era extraordinar de bine întărită și ocupa o înălțime dominantă. La 17 octombrie, divizia a doua munte declanșează o ofensivă puternică și ocupă întregul sat Saiukovo. Ceața se ridică, iar plutonul este oprit de un puternic foc de arme automate inamice. Sub locotenentul Popârda, atacă cazematele rusești plasate pe boturile de deal Nord Saiukova, reușind cu ajutorul tunurilor anticar și brandurilor să distrugă 4 cazemate, omorând și rănind 20 de ruși și un comisar. Se cuceresc cazemată după cazemată. Se pornește spre sat, ajungându-se la Baksan, după ce în sat sunt reduse la tăcere cuiburile de arme automate. Acțiunea a fost de mare importanță pentru linia noastră, precum și pentru faptul că toată acțiunea s-a făcut fără pierderi. De aici putem deduce ce fel de pregătire aveau vânătorii de munte români. În timpul când artileria a tras asupra primului obiectiv, compania de cercetare a început infiltrarea în poziția inamică pe contrapanta acesteia față de poziția noastră. În 20 de minute era deja ajunsă pe creastă și capturase postul de comandă inamic și observatorul, tăind toate legăturile telefonice respective. Nu s-a tras niciun foc de armă. Sovieticii au fost total surprinși de apariția ostașilor noștri în spatele lor. S-a distins printr-o îndrăzneală și iscusință deosebite sub locotenentul Furțea Octavian. Deruta inamicului a fost totală, nu mai opunea rezistența atacatorilor noștri. Mulți părăseau poziția și fugeau. Cei ajunși de ai noștri se predau fără rezistență.
S-a trecut la asaltul obiectivului al doilea, ultima culme stăpânită de sovietici, după mutarea artileriei proprii pe pozițiile cucerite. Sovieticii nu au putut rezista iureșului vânătorilor de munte români, fugind în debandadă spre văgăunile de pe malul râului Baxan. Bilanțul a fost de 6-7 morți și 30 de răniți la români, iar din partea inamică numai prizonieri au fost peste 400, plus întregul lor armament greu, aruncătoare, mitraliere, puști mitralieră și armament portativ rămas pe poziție. Asta fără să mai vorbim și de cei căzuți dintre sovietici. Ceea ce germanii nu au reușit prin atacuri continue și lupte grele timp de aproape o lună, vânătorii de munte au realizat în mai puțin de o zi. Cum a fost posibil așa ceva? Iată ce declara într-un documentar locotenentul Botiș Volumiu. Germanii erau foarte buni în lupta cu blindatele, dar noi trebuia să le facem siguranța pe înălțimi, iar vânătorii de munte români erau trupe de elită, printre cele mai bune trupe care au luptat în al doilea război mondial. Aceștia au fost cu adevărat vânătorii de munte români. O zi mai târziu, generalul von Kleist vine personal pe înălțimile cucerite de militarii români și îi decorează pe soldații diviziei, declarând: marea faptă de arme săvârșită de divizia a doua munte română dă posibilitatea armatei 1 blindate să treacă la operațiuni decisive. Contraatacul rușilor va veni și va fi deosebit de puternic, inclusiv cu tancuri. La orele 13:45, trei tancuri apar în dreptul plutonului 3. Aceste trei tancuri, la un moment dat, ocolind panta abruptă Nord-Saiucova, urcă și apar pe boturile cu cazematele, cu încă trei tancuri, care au venit pe viroagă și nu au fost observate până în ultimul moment. În urma acestor tancuri atacă circa trei companii. Lupta este dârză. Compania a doua azvârle cu toate armele un foc năpraznic asupra inamicului. Artileria trage foarte eficace. La ora 14:40, patru din cele șase tancuri sunt scoase din luptă. Am avut un mort și 7 răniți. La ruși, morții sunt cu zecile, iar de răniți geme porumbul prin care ne-au atacat. Rușii au încercat să ancoreze cele 4 tancuri distruse, însă nu au putut. Tancurile erau de proveniență americană. Planurile germane prevedeau lichidarea inamicului din zona Nalcic și pătrunderea către est cu intenția de cucerire a centrului petrolier Groznyi. Atacul începe în zorii zilei de 25 octombrie, printr-un bombardament al escadrilelor aviației germane, urmat de lovituri pregătitoare de artilerie ale tunurilor vânătorilor de munte. La ora 8 dimineața se trage o salvă de aruncătoare grele ca semnal al începerii atacului. Batalioanele române de vânători de munte intră în acțiune, începând avansarea. Urmează marea luptă pentru Nalcic, una din marile bătălii uitate de istoria noastră oficială, acolo unde românii se vor acoperi de glorie, dar vor fi uitați ca și majoritatea combatanților căzuți pe frontul de est. Totuși, bătălia pentru Nalcic poate sta în istoria noastră ca una din marile noastre victorii, cu nimic mai prejos decât chiar Odessa. După trecerea apei, drumul era plin de cadavre de oameni și cai. În șoseaua asfaltată, gropi uriașe făcute de bombe. Un rus mai dă semne de viață și acum. Altul este cu capul într-un gard și așa a rămas. Altul a ars. Abia se cunoaște că a fost om vreodată. Exploziile sunt îngrozitoare. Peste câteva momente apar două tancuri rusești venite în șosea de pe o stradă laterală. Ne culcăm în șanțul șoselei și aruncăm grenade. Tancurile trag și fulg spre Nalcic. Linia de trăgători înaintează fulgerător. Rezistențele inamice cad. În fața noastră, Nalcicul este în flăcări. Rușii au dat foc tuturor fabricilor. A doua zi, pe 26 octombrie, trupele române ating periferia orașului, la marginea de nord, unde trupele sovietice rezistau cu dârzenie în cazemate de beton și în clădiri fortificate. În urma anihilării rezistențelor inamice din cimitirul de la marginea Nalcicului, batalionul 16 vânători de munte a cucerit câteva blocuri din interiorul orașului puternic fortificat. Concomitent, batalionul 7 vânători de munte a manevrat localitatea pe la nord-est, învrângând rezistențele de la Șalușta și Kenșa, după care a atacat și cucerit casele din partea de vest a orașului, unde inamicul rezista puternic. Orașul este încercuit, însă luptele continuă și în ziua următoare. Străbatem circa 200 de metri și deodată salve puternice de foc ne fac prima victimă.
Doar o singură răsucitură mai reușesc să fac, cu gândul de a descoperi de unde a deschis inamicul focul. O nouă salvă și o izbitură îmi cutremură tot corpul, făcându-mă să mă înclin până la pământul de care mă sprijin în palmă. Și, în același timp, am strigat: "M-a rănit, feciori!" O clipă de stagnare, de oprire a atacului, moment care mă cutremură și îmi scoate un nou strigăt. Nu-i adevărat, la creastă vânători! Mă înalț și valul atacatorilor noștri zvâgnește spre vârful înălțimii. Locotenentul Dumitru Teodorescu ocupă prin lupte grele, la 27 octombrie 1942, ultima creastă din parcul orașului Nalcic, în timp ce restul batalionului și diviziei dădeau lupte de stradă. În cursul nopții de 27 spre 28 și întreaga zi de 28 octombrie, compania este izolată de restul batalionului și luptă încercuită din toate părțile. Dar în data de 28 octombrie 1942, corpul 3 blindat german avea în vedere lichidarea tuturor forțelor din Nalcic. Astfel, divizia a doua munte ocupă poziții din ce în ce mai solide. Rezistența inamicului este din ce în ce mai slabă, obiectivele sunt puternic lovite atât de artileria de însoțire cât și de tunurile de asalt, care pătrund între clădiri și lovesc artileria apărării. Înfrânt și dezorientat, inamicul s-a retras în munți. Orașul este cucerit, însă pentru fructificarea victoriei, luptele continuă și în zonele adiacente. Bătălia de la Nalcic s-a încheiat cu una dintre cele mai mari victorii române pe frontul de est. Au fost capturați 3079 de prizonieri, o mare cantitate de armament și material de război. În luptele de la Baxan și Nalcic, divizia 2 Munte Română a pierdut 820 de militari. 157 de morți, 647 de răniți și 16 dispăruți. După cucerirea orașului Nalcic, trupele române mărșăluiesc în spatele coloanelor de blindate germane, atingând astfel cel mai estic punct al întregii campanii din est, ajungând la aproximativ 20 de kilometri de centrul petrolifer Groznii. Evenimentele de pe alte sectoare de front vor influența și frontul din Caucaz, ca și întregul curs al războiului. Declanșarea de către sovietici a operațiunii Uranus, care va duce la încercuirea trupelor germane și române la Stalingrad, va amenința cu izolarea armatele din Caucaz. La sfârșitul anului 1942, comandamentul militar german, convins că nu mai poate rămâne în Caucaz, a organizat retragerea pe etape, începând din noaptea de 31 decembrie. Divizia a doua munte s-a retras 200 de kilometri prin lupte continue, cu un spirit de sacrificiu demn de relevat, înfruntând cele mai mari greutăți sub comanda eroicului și viteazul ei comandant, generalul Ion Dumitrache. Între 13 iulie 1942 și 15 aprilie 1943, divizia a doua munte a pierdut aproximativ 11.000 de oameni. Pentru meritele sale, Ion Dumitrache a fost avansat la gradul de general de divizie și a primit ordinul Mihai Viteazul clasa a doua, având deja același ordin clasa a treia. În zilele de 5 și 6 iunie 1943, divizia a doua munte a fost inspectată de către mareșalul Antonescu. Aprecierea sa făcea cinste bravilor vânători de munte. Divizia a doua munte s-a acoperit de glorie în Caucaz și merită recunoștința și admirația țării, mulțumiri întregului personal condus cu onoare și demnitate de generalul Ion Dumitrache. În perioada iulie-octombrie 1943, divizia a doua munte a desfășurat lupte de uzură cu armata sovietică și detașamentele de partizani în Crimea. Pe timpul iernii anului 1943, armata sovietică a decimat luptătorii și tehnica de luptă din dotarea diviziei. La insistențele mareșalului Antonescu, comandamentul militar german a acceptat retragerea trupelor din Crimea, între 11 aprilie și 12 mai 1944. La sfârșitul lunii mai 1944, Marele Stat Major a reorganizat diviziile de munte în comandamente operative. Divizia a doua munte s-a transformat în comandamentul 102 munte, dislocându-se la sfârșitul lunii august 1944 în garnizoanele de la Deva. Din ziua de 1 august 1944, Ion Dumitrache a fost numit la comanda Corpului de Munte, care, de la 23 august, a trecut la anihilarea trupelor germane în zona Brașov. La 31 august, trupele Corpului de Munte au trecut la ofensivă în cooperare cu Corpul 33 Armată Sovietic, în subordinea căruia se găsea și divizia Tudor Vladimirescu. Până la 15 octombrie, Corpul de Munte a alungat forțele germane și ungare din intrândul Secuiesc.
La 24 octombrie, generalul de divizie Ion Dumitrache a sosit la Brașov, iar corpul de munte și divizia 1 munte au fost retrase din dispozitivul de luptă, urmând a fi desființate în baza măsurilor adoptate de Comisia Aliată de Control Rusă. La 22 noiembrie, Ion Dumitrache a fost decorat de către regele Mihai cu ordinul Mihai Viteazu, clasa a 3-a cu spade. Iar la data de 26 februarie 1945, generalul Ion Dumitrache a fost arestat, fiind acuzat pe nedrept de comandamentul militar sovietic de săvârșirea unor crime de război. Postul de radio Moscova a transmis la 7 martie 1945 nota informativă prin care generalul era acuzat că a ordonat în octombrie 1942 uciderea a 600 de prizonieri, partizani, femei și copii la Nalcic. Falsele acuzații au fost infirmate de mărturia celor 127 de persoane care au participat la proces. Motivele adevărate ale arestării sale au fost comportarea eroică a ostașilor diviziei a 2-a munte în Caucaz, fapt pentru care a fost supranumită divizia de Cremene, refuzul de a continua luptele pe teritoriul Ungariei și criticarea unor ordine de luptă date de comandanții sovietici în intrându-l secuiesc. A fost reabilitat la 15 august 1946 și trecut la comanda Corpului de Munte, iar la 1 septembrie 1947 a fost avansat la gradul de general de corp de armată și trecut în rezervă, cu drept de pensie. În toamna anului 1948, organele securității au reînceput persecuțiile, generalul fiind chemat tot mai des la interogatorii. La 3 februarie 1949, Ion Dumitrache a fost reținut la dispoziția securității din București, fiind cercetat în perioada februarie 1949-octombrie 1950. Fără a fi judecat și condamnat, a fost închis în penitenciarul Aiud și Jilava. A fost eliberat în ziua de 6 octombrie 1950. S-a stabilit în Brașov, trăind retras, uitat și lipsit de resurse materiale, preocupat de redactarea memoriilor sale. S-a stins din viață la 6 martie 1977, fiind înmormântat în Brașov. Iar astăzi, în Brașov, o mică stradă îi poartă numele. Aceștia au fost cu adevărat vânătorii de munte români și e păcat că nici măcar noi nu știm să-i prețuim, așa cum ar merita memoria lor.